Ei bine, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu Brandon. Știți foarte bine că în episodul trecut i-am pus să facă un copil și uitați că ne-am trezit cu doi, deci cu gemeni. Ce nu primim la 100 baby challenge Se pare că avem parte aici uh, Mai enervează că vă puneți Rufilip aici Le-am făcut și eu o mică cameră Aici să aibă și ei loc unde să stea Pentru că căsuța era destul de mică Și a trebuit să trec de la tiny living Să trec la casă normală pentru că, na, asta este. Uh, Ia uite asta. A, ăsta mai are, da, copil cu ailaltă din 100. Ok. Și haide să vi arăt așa foarte drăguț ăștia micuți pe aici. Însă o să le schimbăm și hainuțele, Pentru că nu prea sunt mulțumit așa de hainele pe care le au acum. Și am la părul lui Maica, s-a privit și voi. A, ah, nu, 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 nu. Nu facem de asta, te rog frumos. Imediat rezolvăm problema. Uh, nu, ce... Ia uite mă, stai că imediat te rezolv Nici o problemă Parenting, disciplin Strict Hai, du-te și spune-i direct că nu avem timp de chestii de-astea Așa Și acum trebuie să ne învățăm Na, cu cei doi Spre exemplu, pe ăsta trebuie să-l pun să gătească ceva Că, na, acum că avem uh așa mare familion, nu trebuie să rezolvăm cumva, o să ne umplem de copii în orășel, dar asta e bine pentru că vom avea pe viitor foarte mulți copii aici în orășel și va fi foarte ok acest lucru, ia hai bagă-te prin alea acolo. Așa, bagă-te pe acolo, fă panorama pe acolo Așa, bravo Unde ești, mă? Hai, vino și tu aici Stai ca să-l pun să coboare și el jos Aolo, nu poate să coboare singur scările Aolo, du-te și ala atunci de sus că rămâne acolo Pick up, hai, du-te și ala Și o să-i schimbă hainuțele De ce nu te duci să-l iei? Du-te și ala de acolo că îngheață de frig Aolo, ăsta să scot chestia ca că au rămas stea aici Băi, deci nu venea să cred Nu știu de ce naiba nu merge Când rămâne însărcinată trebuie să Și când intru din nou în joc îmi apar copii și nu mai pot să-i duc eu gen la spital sau chestii Hai să-l punem aici jos, oricum sus n-are ce să facă Ai făcut mă, de mâncare? A? Ia să vedem, da, a făcut, uite aici frumos Punem în frigi Și acum ăștia mici trebuie să-i punem să se dezvolte și cât de cât Pentru că, na, trebuie să procedăm la fel ca în 100 Baby Challenge Băi, ești nebuna la cap, ți-am zis să-l iei pe ăsta mic odată Ia uite ăla, a făcut level 9, mâncați, și șochi okay. Put down here Cred că ne nebuneam dacă nu lua nici acum Așa, pune aici jos Ia uite ce e afară oh, oh, oh. Așa Și hai să mergem acum la oglindă Și să dăm aici pe ce în Ca să le schimbăm Că uitați cum sunt îmbrăcați Nu știu ce naiba mi îmbracă. așa urât Deci chestia asta de random la îmbrăcare ah, Și mi-a schimbat imaginea asta Și o să mai vedeți ce v schimbat acum foarte drăguț În 3, 2, 1 Bum, ia uitați Suntem în New Yorkus am făcut schimbare aici, uitați ce drăguț se vede așa foarte interesant Deci am au luat părul lui maică sa Părul, nu știu, cred că o să-l schimb ca nu prea îmi place genul ăsta de frizură Uite, asta e foarte drăguț, ia uite-vă cum a ieșit păr roșu în cap Doamne, nu vine să cred că a ieșit roșu în cap și o să-i punem așa ceva hmm pe timp de zi, da, deci v-am zis că trebuie să fac neapărat un episod cu CC-uri ce -ce pentru cei micuți, pentru că nu prea sunt mulțumit de hainuțele pe care ni le dă, chiar deloc aș putea spune și trebuie, da, neapărat să le luăm și lor niște hainuțe, că nu știu, parcă să așa prea urâței să zic, ia uite, le pune asta de la la Island Living, zici că sunt copiii ploi. Și n-ai Da, hainele astea, nu știu Uite, că mășuța asta frumos, elegantă Cu blugi ăștia Ok, la încălțări este bine pentru somn Pentru somn o să-i dăm bluzița asta Acum că nu prea am eu ce să pun Na, o să mergem și noi pe varianta de aici Dar uh, când o să le luăm custom O să fie mult mai drăguț Pentru că o să le punem mult mai multe lucruri E foarte drăguț ăsta mic Bine, uh, toddlerii oricum sunt drăguți Așa, o să punem asta și aici la pantalonaș, aulă, oh, doamne, ce urâs, vai, 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 uite ăștia, dar tot așa o culoare, da, și aici o să-i schimbăm, o să-i punem așa, pentru piscină este ok, pentru vară, da, tricoul este bun, da, e ok în tricou ăsta, numai că să-i pun așa unul mai uh, cartunii să fie ceva mai drăguț, pantalonii, uh, da, dar numai că, A, uite așa pe varianta asta, ăștia că se potrivesc cu tricoul, a, ah, uite, a pus pantalonii roz Ce naiba, de ce o fi pus pantalon roz Nu pot să-mi dau seama Așa, ok Îl avem pe ăsta mic, gata, primul Și hai să vedem, Da, hai să schimbăm și încălțările astea primele Că parcă nu sunt așa drăguțe Și l avem pe celălalt Asta e mai șmecher, asta e și cu părul dat în vânt Așa, ia uite, a, oh, olă, ce a pus Băscălia asta în cap O să-i schimb și lui părul Că nu prea îmi place părul ăsta pentru el Și o să-i pun uite pe ăsta E foarte drăguț Deci, doi băieții? Ok, foarte drăguți amândoi. Chiar uh, îmi place așa cum arată și sper să-mi spuneți și voi în comentarii. Și apropo, să-mi dați nume să le pun pentru următorul episod. Voi alege două nume de băieței. Din ce veți trimite și voi, bineînțeles. Uh, hai mă, uite. Bă, dar ce urățeni. A, ah, ia stai. Ai, ah, drăguța asta. Uite așa pe albastră. Ah, ai, naiba că nu-mi place. De fapt, nu-mi place nici aia. Uite cu asta de Sims. Asta l-am primit la... Uh, când au făcut ei nu știu ce serbare asta din uh, The Sims a, așa, pantalona și uite ăștia, așa tot în verde îl facem și dăm încălțările astea așa drăguț Pentru costum, o să-l punem pe asta dar uh, uite așa cum o, pantalona și ăștia mm. Sper neapărat să găsesc să-mi iau ceva custom pentru că și-am primit de la Iulia, de la o abonată care mi este și membru Îi mulțumesc pe această cale, uh, mi-a trimis uh, ceva custom pentru copilaj și o să-l pun, o să mă uit eu peste ceva timp ca să luăm castă în content, să vedem ce mi-a trimis acolo. A, ah, ce drăguț să-i asta. A, ah, mă, de ce le pune, doamne? De ce astea sunt oribile băscăliile astea sau ce naiba sunt? Uh, pentru petrecere. Mm da, aș putea să-i dau asta. Nu prea am îmbrăcat cu chestii de astea și zic că n arată rău. Uite așa. Încălțările, bineînțeles. Verzi sau ce? Albastru. Vers cred că. A, ah, ok, e cu set. uite ce drăguț. Scoate-i bloza ca nu stă cu bloza pe el. Și -i dăm pantaloni de dă ăștia frumoși, așa. Și aici, da, arată bine așa. Îmbrăcat încălțările, trebuie să-i le schimb. Chiar n arată rău. Da, arată drăguț. Bă, da, ce le-a dat părul la amândoi la fel. Mm, uite, să-i punem 5 ăsta mic. Dar tot așa, uite, ok Ba, nu-mi plac astea, uite, ăștia sunt ok Și gata, am terminat Hai să vedem acum Bă, o să fie interesant iarăși aici cu doi toddler Sper să vă placă această serie Că nu am făcut eu foarte multe episoade Dar uh, familia chiar este ok Cel puțin din punctul meu de vedere Chiar este uh, ok Și ați văzut că am postat puțin mai târziu Inițial am vrut să fac un live stream astăzi Dar uh, voi fi ocupat uh, mai pe seară Și așa decât să vă las fără niciun clip Am zis mai bine, hai să registrez acum un episod să aveți și voi. Bă, da, eu nu înțeleg de ce ăștia stau îmbrăcați în casă. Că aici văd că este pusă asta. De ce stați îmbrăcați în casă? Change outfit. A, așa. Și tu unde te duci, mă? Urătanie. Dar ce e aici? Că nu văd nimic. Pune patul ăsta în jos ca să fie lăsat. Îl... Sper să nu se întâmple ceva cu el. Ok. Bun, 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 bun. Așa, și aici ar trebui să dăm pe ceva uh, channel pentru copii uh, uh, Să aibă chestii deschise Dar unde era mă? Chan watch channel Kids network au atât ce se joacă cu el Și trebuie să-i și pe ăștia mici Îmi pare rău totuși că n-a și în 100 baby challenge Pentru că a avut copil uh, cu ăsta Și n-au ieșit gemeni Deci înseamnă că aia nu prea are sămânță de gemeni ca să zic așa Și o să-i dau aici, ia să vedem ceva ca să... Îl învățăm niște lucruri Hug leveling nu astea Hai mă dăm ceva că Read toddler book Teach to talk A, Așa Ia uite să duce Hai lasă du-te Dar de ce nu lași televizorul deschis pentru asta mic? Doamne Ai, îmi place că au ieșit amândoi la păr așa Chiar sunt drăguți Chiar sunt foarte frumoși ei ăștia micuți A, Așa Acum nu aveți altă treabă decât să vă implicați în viața celor doi micuți uh, Pentru că ia în dancing A, ah, să l înveți să danseze pe ăsta mic? Hai mă, nu vorbești și tu cu fieto, doamne Hai, bagă-te în project toddlers, lasă-l în pace I-am dat lui asta ca să-l învețe să... Bă, da, aici nu știu dacă îi fac prostii sau... Stai puțin că vedem acum. A, ah, deci asta nu... Da, de ce fac Umblă acolo? Cred că se joacă, de fapt. Play in. De ce se joacă în chestia aia acolo? Și hai să-l punem și pe ăsta mic să... Play 2. Uh, jucării poți să le mai cumperi spre exemplu buy toys uite că poți să le mai cumperi niște chestii pe aici uh, dar de ce nu bagă și mai multe jucării uite au 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 am uitat să dau telefonul sorry Mă scuzați Ce n are telefonul ăsta câteodată îmi face niște figuri Mi se schimbă așa ecranul la el Și nu înțeleg de ce A, Așa În weekend cred că voi face un nou stream Oricum vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizările la clipurile trecute Mă bucur foarte mult că mi-a apreciat munca Și vreau să fac, cred că săptămâna asta Nu știu dacă sâmbătă Dar o să apară un clip super mișto Și vă implică foarte mult și pe voi Acel clip O să fie foarte, foarte interesant Mai ales pentru membrii canalului Pentru început Pentru că trebuie să-i omenesc cumva ca să zic așa plătesc acel abonament lunar la mine ca un abonament pentru telefon spre exemplu și da, sper că v-a plăcut acest episod vreau să spuneți în comentarii dacă mai vreți episoade cu ei aș vrea să-i duc undeva și într-o excursie pe toți să plece într-o excursie de familie ar fi foarte drăguț să-i ducem undeva la mare dar aștept să-mi spuneți și voi în comentarii sau la munte de ce nu că n-am mai fost de foarte mult timp acolo și aștept și sugestiile voastre iar până la un nou clip de Sims 4 eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!